ACS Juniorul Suceava a înregistrat la turneul de la Brașov 5 victorii, o remiză și o înfrângere. Formația pregătită de Bogdan Pantea și Constantin Dumistrăcel a debutat cu un rezultat de egalitate, scor 1-1 cu LPS Vaslui. În următoarele două partide din faza grupelor, alb-verzii au trecut de ASEA Târgu Mureș cu 16-0 și de Olaș Debrețen cu 2-0. În sferturile întrecerii, ACS Juniorul a învins CFR 2 Cluj cu scorul de 3-1, iar în semifinale s-a impus în fața celor de la Tâmpa Brașov cu scorul de 2-1. Singurul eșec al sucevenilor la Brașov Indoor Cup a fost consemnat în finală, când au cedat la limită 1-2 în fața formației CFR Cluj. Pe lângă premiile pentru locul secund, gruparea suceveană a câștigat și titlul de cel mai bun portar prin Narcis Pușcașu. ACS Juniorul a mizat la Brașov pe următorii jucători: Narcis Pușcașu, Cătălin Aioanei, Mihnea Moștoflei, Luca Atitienei, Mateo Vacariu, Eduard Neamțu, Justin Strugadiu, Robert David, Dimitrie Toader, Daniel Corniciuc, Sebastian Dârțu, Bogdan Butnar și Robert Locic.